Consider că absolut toate sub umbrela campaniilor noastre intitulate Acces la Speranță au avut un loc și un rol al lor în fundamentarea misiunii noastre, o misiune pe care eu mi-aș dori să o pot transfera generațiilor care urmează. Scopul nostru este să educăm permanent. S-a menționat aici și aș vrea să reiterez acest lucru, pentru că educând permanent ne educăm pe noi, ne descoperim permanent pe noi și n-am putea să ne aducem aminte cine suntem dacă nu ne cunoaștem. Ori cunoașterea e un proces de durată, este un proces interminabil. Cred că avem nevoie de multiple vieți ca să ne putem da seama cu adevărat cine, cum, unde și încotro am vrea să ne îndreptăm și să facem lucrurile în viața noastră. Dar campaniile noastre au plecat de la un fundament solid al exploatării valorilor umane. Și atunci când am vorbit despre cinste, despre dăruire, despre libertate, adevăr, dreptate, frumos, bine, am construit cumva în toate domeniile coexistenței noastre, culturale, medicale, educaționale, tipuri de proiecte care să-i ajute pe tineri prin intermediul voluntariatului să se descopere și să încerce să își construiască aspirații, idealuri, vise, iar interesele pe care le manifestă să fie consonante și să înțeleagă că, de fapt, drumul lor nu este un drum accidentat, că din fiecare eșec avem șansa să redeterminăm un proces de învățare și că a trece prin toate aceste portative, de fapt, înseamnă a fi complet complex și a-ți dezvolta cultura.